este o platformă digitală pe care am creat-o cu scopul de a conecta mediul urban și mediul rural și aduce împreună producătorii și consumatorii. Producătorii să-și expună produsele și să și le vândă, să ajungă mai ușor către consumatorul final, iar consumatorii să aibă ușurința de a le găsi și ajunge la producători acasă. Ne place să spunem că dacă sănătatea din plantă la naștere din vina unui copil, chiar este obiectivul nostru, a fost tot timpul să livrăm sănătate, nu cantitate. Și atunci nu avem cantități foarte mari, ba mai mult producem doar pe 0,5 hectare, atât plante cât și petale pentru procesare, dar produsele noastre nu au adăusuri de conservanți, coloranți, nimic. Tot ce gustul și aroma se datorează în întregime fructelor sau petalelor folosite. De la prepararea câtorva borcane de zacuscă în tuci, în curte. Am încercat să extindem puțin conceptul acesta, am încercat să readucem gustul tradițional al mâncărurilor pe care le regăseam cândva în casa bunicilor. De aceea, de aici a pornit și ideea de agricultură ecologică, ne-am extins și pe partea de agricultură ecologică, cu 1300 de metri pătrați de solarii cultivate, plus spațiile exterioare și livezi. Ajută foarte mult turistul. Noi în România plecăm cam cu ochii închiși, în sensul că ne ducem prin țară să mai vedem ce mai e pe la noi, să-i mai vedem pe ai noștri, fără să știm unde ne ducem, de fapt. În momentul în care intri pe Via Profi, practic poți să-ți faci traseul, e un fel de GPS. Dacă, nu știu, te duci spre zona Sibiu, vezi ce ai putea să iei de acolo, cu ce te poți întoarce acasă. Procesăm în jur de 1000 de kilograme de carne în piață cu Profi acum. Asta este o statistică care o dăm lunar la DSV. Se ține o statistică pentru că se duc produsele la analiză în fiecare lună și la fiecare lună se face așa o medie de câte kilograme. Se urca slănina în turn, vedeți sus numerele de casă și inițialele proprietarului. Pe nivele, cei mai bătrâni jos, pe măsură ce creșteai în vârstă, să zic așa, că erai mai tânăr, erai mai sus. Pe măsură ce îmbătrâneai, coborai. Creat și un site care se numește Via Profi, în care încercăm să postăm toți producătorii care vor să facă parte din acest proiect. Nu e un proiect economic, este un proiect în care noi încercăm să ne detașăm de a fi un observator într-un sistem și poate unor un critic și a pune umărul să sprijinim și să salvăm ceea ce e românesc. Profi pune suflet în România, la fel cum puneți și voi și vă mulțumim. Fără voi, de fapt, nu am mai exista noi ca și români, ca și nație. Mulțumim! Contează ceea ce mănâncă vacile, ceea ce beau, modul în care se fac furajele. Profi este un
Real Ajutor, în special pentru producători, pentru că au o expunere mult mai mare, dar și pentru oamenii de rând care pleacă la drum prin țară și de multe ori vor să aducă acasă gusturile pe care le găsesc pe parcurs. Todia Marcel, sunt capul familiei care îi zdrobesc cu lucru, le dau îi grădina. Vinete și gogoșari și capia și ceapa, aproape toate din, de la noi. Am devenit cunoscuți în România grație acestei flori, pentru că în Hoghilag, sau Hoghilagul e prima comună sau prima localitate din România în care se cultivă tuberozele, ele fiind aduse de către sași în timpul Imperiului. În primii ani le-au cultivat doar ei, iar românii care munceau la ei seara erau controlați în buzunare pentru a nu ieși cu bulb și a nu se extinde cultura de tuberoze, lucru care ar fi dus inevitabil la scăderea prețului. A început în 2018. Pot să spun de dragul copiilor noștri și de dragul unui timp mult mai de calitate petrecut cu aceștia, ne-am gândit la un business de familie și aici, mai la țară. Am renunțat la joburile convenționale de la oraș, de la birou și iată-ne aici după 5 ani de zile, bucuroși, încântați de ceea ce facem și ne dorim din inimă tot mai prosperi să înaintăm. Mi se pare extraordinar. Am descoperit o altfel de Românie și cu ajutorul Via Profi, care este, din punctul meu de vedere, un fel de Facebook sau Instagram pentru producători locali, doar că românesc. În 2009 am deschis cabana în iulie. Încă de la început ne-am dat seama că trebuie să folosim resursele locale în ceea ce punem pe masa oaspeților noștri și am făcut dulceață și sirop din unguri de brad, afine, zmeură, merișoare, adică ce aveam pe aici prin preajmă. Împreună suntem familia Picel, am început în urmă mulți ani, având copiii la școală la Cluj, ca să facem un ban în plus pe lângă salariile care aveam, am început să semănăm morcov, cartof, ce se poate semăna la noi și ce se face. Fasole verde, am început să punem pe iarnă siropuri, tot felul de siropuri. Cred că este foarte important să consumăm produsele pe care sunt fabricate în țara în care locuim. Și e vorba de rețete, e vorba de tradiție, este vorba de un fel de naționalism pe care cred că trebuie să fim mândri de noi, mândri de țara în care locuim și mândri de toate bunătățile pe care din când în când chiar le uităm.